Acnea este o afecțiune a pielii datorată interacțiunii dintre bacteriile profite normale și hipersecrețiile glandelor sebacee localizate la nivelul dermei. Această interacțiune are ca rezultat acoperirea porilor, producându-se astfel apariția coșurilor a punctelor negre și albe. Tocmai de aceea, cel mai adesea, acnea se manifestă la nivelul feței, gâtului, al spatelui și al toracelui. Ceea ce îngreunează tratarea acnei este alegerea eronată a tratamentului. Mulți dintre noi aleg să folosească fie produse farmaceutice, fie chiar produse cosmetice, fără să țină cont de faptul că acestea conțin o formulă general valabilă ce nu se poate modela în funcție de particularitățile fiecărui organism. Anumite ingrediente din produsele cosmetice pot irita tenul, favorizând apariția acnei. Încercați să evitați produsele care conțin coloranți artificiali, ulei mineral și alți derivați din petrol sau parfumuri sintetice. Bureții și pensulele pe care le folosiți pentru aplicarea machiajului sunt o sursă ne nesfârșită de bacterii care pot favoriza acnea. De aceea este recomandat ca bureții să fie de unică folosință, iar pensulele să fie curățate măcar o dată pe săptămână. Produsele precum cremele, unguentele sau gelurile nu fac decât să trateze acnea parțial și doar la suprafață. Pentru a preveni și combate acnea, controlați-vă nivelul de sebum spălându-vă fața de două ori pe zi. Să nu folosiți săpun urtar pentru că acestea nu fac decât să usuce pielea, obligând glandele sebacee să producă mai mult sebum pentru a vă hidrata tenul. De asemenea, este foarte important să schimbați zilnic prosopul sau să folosiți șervețele speciale pentru față. Optați pentru alimentație sănătoasă constituită din fructe și legume proaspete, carne slabă și pește. Aceste alimente vor ajuta la eliminarea toxinelor din organismul dumneavoastră. În plus, este bine să renunțați la cafea, tutun și alcool. Nu uitați că prevenirea acnei nu necesită decât un trai și o alimentație echilibrată, alături de o igienă corespunzătoare.